cei 48 de copii de la casele de tip familial Soarele, Gabriela, Ansaloni, Andrei și Casa Mea au avut duminică oaspeți de seamă. Moș Crăciun împreună cu 4 ajutoare au venit din București pentru a le oferi copiilor instituționalizați toate cele necesare în prag de sărbători. Deși este bucureștean, acțiunea moșului nu se află la prima ediție în Giurgiu. Este vorba despre o acțiune pe care am repetat-o și anul acesta, având în vedere că am fost anul trecut pentru prima oară la mai multe căsuri de tip familial din municipiul dumneavoastră și am hotărât ca de acum în fiecare an, împreună cu prieteni care se implică în acest proiect, să fim noi moși Crăciun pentru acești copilași. Le-am oferit copiilor cam tot ce am putut să strângem și tot ce ar fi bucuros un copil să primească de sărbători. Le-am oferit foarte multe dulciuri, jucării, rechizite, și produse de igienă și multe altele, hăinuțe, încălțăminte, cam tot ce e nevoie într-o astfel de situație. Moș Crăciun și ajutoarele lui le-au dăruit copiilor dulciuri, jucării și hăinuțe. Cei 48 de copii aflați în plasament au fost bucuroși de oaspeți, i-au primit cu multă căldură, au cântat colinde, au spus poezii și au fost foarte încântați de darurile primite. Mai ales că Moș Crăciun a stat de vorbă cu fiecare și a promis că va veni și anul viitor.